Cristian Kenich por Catos. Nu să ai nevoie de mântuire și să-L iubești dacă nu e, ai nevoie de iertarea Lui. Vreau să spun în seara asta că Dumnezeu este acela care vrea să dea iertare fiecăruia în seara asta prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Satana n-a iertat niciodată pe nimeni și Satan n-are să ierte niciodată pe nimeni. Trebuie să iertăm pentru că suntem copii al lui Dumnezeu. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, să iertăm pentru că așa este Dumnezeu nostru. Un Dumnezeu iertător. Atunci când iertăm, ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. El a fost acela care a iertat. Și este acela care iartă. Spuneam în urmă cu câteva timp bisericii că dacă cineva ne greșește de 491 de ori, Scriptura ne dă drept într-o singură zi. Ne dă dreptul Scriptura ca să nu ierte. Mulțumesc. Nu cred că ne-a greșit cineva de atâtea ori. Într-o singură zi ca să nu ierte. Dacă Domnul ca în seara aceasta să slăvim pe El pentru că ne-a iertat. Spunem, Doamne, îți slăvesc numele Tău pentru că ai fost gata să mă ierți și m-ai iertat în rugăciunea din anterioară care m-a înălțat-o la Tine. Slăviți pe Domnul pentru că mi-a dat ocazia să mă mărturisim înaintea Lui. Slăviți pe Domnul în seara asta și spuneți, Doamne, îți mulțumesc că m-ai salvat și m-ai iertat încă o dată. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor pe Hristos, Doamne. Înaintea Lui stăm în seara aceasta încă o dată și slăvim pentru că am primit iertare și am primit deslegare înaintea Lui. Ne ridicăm din nou cu întreaga biserică și mulțumim.